Cu toate cele 7 campanii de sterilizare a câinilor comunitari, cu toate apelurile făcute pentru adoptarea unui patruped de la adăpostul din Câmpul Lung, care este supraaglomerat, problema câinilor este departe de a fi rezolvată. Aceasta a fost din nou pusă pe tapet de către consilierii locali, care au cerut conducerii administrative să găsească soluții pentru rezolvarea acestei situații. Pe străzile din Câmpul Lung, zeci de câini umblă nestingheriți, o parte dintre ei fiind chiar agresivi. Prin ADI, cum discutasem noi la un moment dat, lucrurile durează extraordinar de mult, poate fi un proiect interesant de 10 ani, dar în viitorul imediat este o problemă care devine din ce în ce mai mare de la lună la lună. Nu există soluție, adică, ok, să presupunem că avea unde să-i ducem, dar nu cu ce să-i prindem. Nu au existat soluții de tranquilizare pe piață. Apoi, după ce se umplu acele locuri care ar mai fi, ne va trebui spațiu mai mare să mai ducem și alții. Atâta vreme cât adopțiile și cineva de acolo de sus, de unde trebuie, nu își asumă o decizie concretă și corectă, să punem interesele oamenilor înaintea interesului animalelor, nu vom rezolva această problemă. Am putea să încercăm să achiziționăm, să vedem dacă am reușit să facem chestia asta pentru a găsi o echipă de hinghieri, dar mă tem că nu avem ce să facem cu ei. Îi prindem și nu avem unde să-i ducem. O să ne concentrăm foarte tare pe treaba asta și anul acesta, pentru că deja s-au înmulțit foarte mult și primesc și eu destul de multe mail-uri de la persoane care spun că le e teamă să meargă pe stradă. Și pe de altă parte noi am făcut campanii de sterilizare. Câte am avut? Numai în ultimele 3 luni. Câte am avut? Vreo 4, 5, 7. Am avut 7 campanii de sterilizare unde au venit oamenii și s-au făcut, adică am avut aplecare spre partea asta. Sunt câteva zone în Câmpul Lung unde intervenția autorităților pentru strângerea câinilor comunitari este urgentă. Aceștia atacă oamenii și ne referim aici la zona spitalului TBC, după cum și la zona complexului Ceramus. Oamenii se tem să mai treacă prin aceste locuri, deoarece patrupedele sunt foarte agresive.